În dimineața zilei de 6 martie, ora 6:22, un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor smurt din cadrul secției de pompieri Lehliu-Gară au fost solicitate prin intermediul 112 să intervină pe raza orașului Lehliu-Gară pentru acordarea primului ajutor în cazul mai multor persoane care au suferit diverse traumatisme după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile. Dat fiind numărul mare de persoane care necesitau acordarea primului ajutor, a fost solicitat în sprijin și o autospecială transport persoane și victime multiple de la Detașamentul de pompieri Călăraș. În urma accidentului rutier, 8 dintre cele 9 persoane aflate în autovehiculul de transport au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toți erau conștienți și prezentau diferite traumatisme, fără a fi pusă în pericol viața vreunuia dintre cei implicați. Una dintre victime a fost preluată de un echipaj de prim ajutor smurt și a fost transportată la spitalul Lehliu-Gară, iar alte 5 victime au fost preluate și transportate la acel spital de către echipajele SAJ. Alte 2 persoane au fost preluate de paramedici, iar după ce li s-au acordat îngrijiri, acestea au refuzat transportul la spital pentru verificări mai amănunțite. Cea de-a 9-a persoană din microbus, conducătorul vehiculului care nu prezenta mărci traumatice, a fost preluat de organele de poliție.